Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la știrea cea bună. În această seară, știrea cea mai bună este că împreună cu noi se află domnul academician Ovidiu Bojor. Lăsăm știrile pe care le spunem de obicei, pentru că timpul petrecut cu domnia sa este extrem de prețios. De aceea spunem bun venit la emisiunea noastră, domnule academician. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Mă bucur din tot sufletul că v-ați făcut loc în programul dumneavoastră atât de solicitant și în seara asta suntem împreună, mai ales că avem de discutat ceva foarte important. Vreau să arăt dragilor noștri privitori ca o știre de altfel, o carte pe care dumneavoastră ați scris-o împreună cu un coleg, da. Răducanu Dumitru, Ovidiu Bojor, Răducanu Dumitru, Plante și miresme biblice. Iată că v-a pasionat și Biblia și plantele biblice. Și în special subtitlul e foarte important. Subtitlul? Este vorba de hrană pentru suflet și trup. Și pentru trup. Da, am văzut că ați avut moto, facerea 1:29 și a zis Dumnezeu, iată vă dau vouă toată iarba dătătoare de sămânțe pe fața întregului pământ, tot pomul purtător de rod cu sămânță de pom întrânsul, acestea vor fi vouă spre hrană. Aceasta este lucrarea pe care o arătăm în seara asta. Ediția a treia. Este ediția a treia. Prima lansată acum 4 ani la Ierusalim chiar. Foarte frumos, felicitări și de fapt viața noastră este plină de suc, de substanță, de esență, domnule academician, și în slujba plantelor și a oamenilor noastră v-ați consacrat ani întregi de studiu. Înainte să pornim la excursia despre viața dumneavoastră, că avem ce depăna în seara asta, vreau să vedem câteva imagini cu dumneavoastră, un material realizat de colegii noștri de la Anvergura. Fitoterapeutul Ovidiu Bojor este invitatul nostru astăzi. Dumnealui a încercat acest tratament al echilibrului. Domnule profesor, când ați descoperit acest leac? Acest leac l-am descoperit când am început să mă gândesc pentru o viață adevărată, echilibrată. După ce vreo 20-30 de ani mi-am făcut de cap. Și a venit momentul să pun niște întrebări. Prima întrebare a fost de unde venim și unde plecăm. Răspunsul a fost foarte simplu. Am pus 88 pe orizontale. Răspunsul a venit imediat, ca pentru orice copil. Venim de la minus infinit și ne îndreptăm spre plus infinit. Și toată această perioadă de mijloc înseamnă o viață echilibrată, o teorie exact. Care, de fapt, ce presupune? Eu mi-am impus două reguli principale, plus una și mai importantă. Prima, regula celor 3 opturi. Este vorba să urmăm soarele. Ziua are 24 de ore. 6 după soare. 8 ore de muncă activă, cât mai fertilă, cât mai activă, fără șoșotel, fără cafeluțe, fără nimic. 8 ore de odihnă activă și 8 ore de somn. Cea mai frumoasă parte din viață este al doilea 8. Prin primul 8 ne câștigăm existența, fiecare după cum putem, mai bună, mai puțin bună, dar nici într-un caz să nu ne lăsăm pradă dezamăgirii și mizerii. Spun că al doilea 8 este partea cea mai frumoasă din viață, fiindcă acolo îți alegi în cele 8 ore ce îți place mai mult. Pictură, muzică, dans, antren, sport, canotaj și, în special, viața de familie și viața cu prietenii în societate. Din păcate, al doilea 8 nu-l pot respecta toți. De ce? Unii, fiindcă trebuie să depună eforturi mai mari pentru câștigarea existenței decât în cele 8 ore și atunci sunt nevoiți să depășească primul 8, iar al doilea de un viciu, setea după bani, fuga după bani, să acumulezi cât mai mult. Lăcomia. Lăcomia, vedeți? Iar al treilea 8
este foarte important pentru refacerea neuronilor printr-un somn profund. Credeți că pot respecta totdeauna? Nu. Dar faptul important este ca din excepții să nu faci regulă de viață, cum foarte mulți fac, din păcate. Spuneți-mi, vă simțiți de 90 de ani? Nici vorbă. De cât vă simțiți? La ce vârstă? La ce? Ca la 20 de ani, fără griji, dar și cu ceva bani. Cum reușiți? De ce nu vă simțiți la 90 de ani? Vă întreb pentru că majoritatea vârstnicilor din România, da, la această vârstă, dacă ajung la această vârstă, sunt cu sacoșa de medicamente, supărați, cu multe griji. Dumneavoastră, de ce nu sunteți așa? De ce? Datorită faptului că din ce în ce mai mult, nu am medicină, dar în viața de toate zile este prevenția. Și dacă punem accent pe prevenție, atunci nu vom suferi în niciun domeniu. Deci să previi fenomenul de așa zisă îmbătrânire. Și aceasta începe, să știți, cel puțin în concepția mea, din copilărie. Și dumneavoastră cum ați prevenit îmbătrânirea? Principalul lucru toată viața mea, mi-am propus să nu mă scot din priză în niciun moment. Orice aparat, dacă îl scoți din priză, nu funcționează. Iar la alimentație, mâncați de toate? Sunt omnivor. Deci, mănânc de toate. Nu sunt nici carnivor, nici erbivor. Așa e construcția noastră. Dar mâncați multă carne? Nu, din ce în ce mai puțină. De întreținere. Pentru întreținere, cel mult, o dată pe săptămână, carne și înlocuiesc cu peștele de două ori pe săptămână, care e proteina cea mai ușor asimilabilă. V-ați revăzut câteva crâmpeie. Iată că nu aveți 90, aveți 93, domnule academician, și mulți înainte sănătoși. Vă mulțumesc foarte mult și vă rog să mă urmați. Nu știm dacă reușim să ajungem până la dumneavoastră, dar până la urmă trebuie să ne spuneți niște secrete în seara aceasta. Primul lucru pe care vreau să vi-l extrag așa din voastra noastră experiență este, ați amintit la un moment dat într-un interviu, când v-a venit sentimentul acesta că trebuie să o luați în serios cu sănătatea? Păi după prima tinerețe, ca orice om, sigur, când e... Care a durat cât? Să zicem până în 30 de ani. Până în 30 de ani. Totuși, da. Dar ceea ce vreau să vă spun, lucrul cel mai important din toate, care îmi dă energia de fiecare zi, că mai presus de toate situez iubirea. Iubirea față de Creator și față de creație. Începând de la prima celulă din oceanul planetar, la furnică, la albină, la girafă, la hipopotam cât de urât e, și până la Homo sapiens, în cazul în care merită acest nobil titlu. Fiindcă, din păcate... Unii nu merită, mă, titlul acesta. De... Nu merită, fiindcă vă dau un singur exemplu. Cei care ucid. E una din cele mai importante, din cele 10 porunci din tablele legii. Ucid, fie din demență, fie din plăcerea de a ucide, ori niciun animal carnivor nu ucide decât ca să se hrănească. Nu din plăcerea de a ucide. Vedeți, aici am subliniat faptul în felul în care merită acest nobil titlu de Homo sapiens. Am trecut toate fazele de la omul primitiv la Homo sapiens. Ne îndreptăm spre Homo religiosus, iar după aceea mai facem un pas înainte și devenim Homo Sanctus după chipul și asemănarea Creatorului. Doamne ajută să fie așa. Domnule academician, deci după 30 de ani ați început să vă ocupați mai asidu de lucrurile acestea care țin de sănătate. Erați terminat cu facultatea de farmacie? Da.
Da, Institutul Medico-Farmaceutic, Facultatea de Farmacie, și m-am axat în special pe vechea mea pasiune moștenită de la tatăl meu, care a fost profesor de științele naturii, geografie și geologie. Și începând de la 7-8 ani, să știți, mergeam vara pe munte, în Valea Mureșului Superior, Valea Gurghiului, în munții Căliman, în munții Gurghiului și munții Harghita. Și atunci am început primele lecții în ceea ce privește botanica, utilizarea plantelor, pericolele pentru plantele toxice. Am învățat denumirile populare și științifice, am învățat toate vietățile, fluturii, șopârlile, șerpii, animalele mici, animalele mari. Din pasiune asta. Din pasiune. V-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult și aceasta mi-a format viitorul, plăcerea aceasta, contactul direct cu natura, protecția naturii, ocrotirea ei și să o lăsăm mai frumoasă generațiilor următoare, așa m-a învățat și tatăl meu, decât v-am lăsat-o. Cum v-a prins războiul, domnule academician? Războiul m-a prins în situații destul de grele, destul de tragice. Unde vorbesc erați? De 1940, când, datorită samovolnicului dictat de la Viena, a trebuit să părăsesc locul natale împreună cu tatăl meu și familia mea. Ați fost deportați? Da, am fost expulzați de hortiști. De ce? Aveați origini... Da, fiindcă singura vină eram români și ne iubeam țara. Așa s-a fost principalul motiv pentru care... Și unde ați plecat? Și am plecat, a doua patria mea a fost Banatul, unde am fost primit foarte bine. Tatăl meu, fiind profesor, i s-a dat catedră și mi-am continuat studiile. Dumneavoastră n-ați fost înrolat, că aveați 16 ani doar. Poftiți? Dumneavoastră n-ați fost înrolat, zic, aveați 16 ani. Da, atunci, da. Dar cea mai mare tragedie a fost când fratele tatălui meu, preot la Mureșene de Câmpie, lângă Lacuțaga, a fost asasinat cu toată familia și cu încă 7 români de homvezii cuceritori hortiști. Și asta mi-a marcat foarte mult. Teribil. Dar Dumnezeu a vrut să nu fiu pe monumentul acela frumos de marmură care s-a ridicat în memoria martirilor, fiindcă în acea vară tatăl meu mi-a spus: nu te duci la Mureșenii de Câmpie, unde mergeam vara la vărul meu și la familia mea și îmi petreceam verile, fiindcă vremurile sunt turburi, în anul acesta nu te duci. Și l-ați ascultat? Am ascultat. Erați supărat că nu v-a lăsat să vă duceți? Eram foarte supărat. Dar după aceea v-ați gândit că, uite, fost înțelepciunea îmbătrânească. Da. Sper că și copiii mei să asculte emisiunea asta. Da. Că uneori comentează când le zic ceva și câteodată se potrivește. Bine, nu sunt vremurile acelea, dar atunci când tata spune ceva... E foarte bine să asculți. Bine să ascult. De tatăl prin înțelepciunea lui și din mamă, de iubirea ei nesărmurită, care ne formează sufletul, iar părinții, bărbații ne... Și în vara aceea s-a întâmplat... În acea vară, la 23 septembrie, s-a întâmplat acest masacru, criminal de război, condamnat la moarte, contele Vaș, Albert și fiul lui, care au determinat acest asasinat, fiindcă erau vecini cu părintele Ioan Bojor. Extraordinar. Era Mureșeni de Câmpie. Asta a fost partea cea mai... Dramă va bulversa valorile, va bulversa viața. Da, da, categoric. Sunt lucruri care, dacă suntem buni și buni creștini, le iertăm, dar nu le putem uita niciodată. După aceea, a doua întâmplare nefericită, tot din acea perioadă, vorbesc de 40-45, perioada aceea, când a trebuit să mă refugiez eu cu tatăl meu, iar mama și sora mea au rămas în teritoriu ocupat ca să se ocupe de bunicii și străbunicii care încă trăiau
erau neajutorați și bătrâni. Deci aveți genă și lungă. Aveți genă. Da. Și asta e important. Mama a trăit până la 96 de ani, bunica mea până la 100. Din partea femenină, în special, este... Dar și unde ați plecat cu tata? Am plecat la Caransebeș, unde a primit catedră. Prima dată am fost la Constantin Diaconovici Logă la Timișoara, la Biroul Refugiaților, la liceu, și de acolo la Traian Doda, la Caransebeș, unde am terminat și liceul. Și după aceea, după 45, s-a reunit familia. Câți ani a stat despărțiți? 4 ani și jumătate. Și s-au așteptat unul pe altul? Da, da. Numai prin corespondență, tata mai putea trimitea prin... Și nu putea să se vadă, nu putea să tragă o fugă unul la altul? Nu, imposibil. Păi tata era arestat și... Extraordinare vremuri. Dar cu toate acestea am avut tăria să nu desnătorești, să cred că ziua de mâine ne va aduce pace, fericire și consolare pentru suferințele trecute în trecut. Cum ați avut acces la Sfânta Scriptură, la Biblie? Că văd că aveți multe informații care vin din Biblie, inclusiv această carte, care pe mine m-a uimit. Adică dumneavoastră cunoașteți și locul unde se găsește fiecare plantă, fiecare plantă, specie, utilizărilor. Mărarul. M-am gândit că mărarul vedeți? Se găsește în Biblie, dar mi-am adus aminte de izmăr, mărar și chimen, zice Domnul Iisus. Da. Așa. Această carte a avut ca scop, împreună cu colegul meu, colonel farmacist și el, așa, să facem o legătură între știință și religie. Între știință și religie. Fiindcă, de multe ori, cei care nu cunosc profunzimea acelor două ramuri ale existenței noastre, fac confuzii, de multe ori se contrazic. După părerea noastră, se contrazic? Nu. Se împacă perfect. De fapt, să știți că pe măsură ce științele evoluează în toate domeniile, în special filozofic, spiritual, diferența între știință și credință se estompează. Cu cât cunoști mai mult, în profunzime lucrurile, cu atât ești mai aproape de adevărul absolut. Ori acest lucru este una din principalele misiuni ale noastre pe acest pământ. Da. Continuăm cu ideea aceasta despre religie și știință după un minut de publicitate. Vă rog. Nu vorbim despre apartamente. Vorbim despre acasă. Nu vorbim despre oțel, beton, cărămidă sau fier. Vorbim despre visuri împlinite și planuri de viitor. Nu vorbim despre blocuri, alei sau drumuri. Vorbim despre comunitate, despre viața pe care o aducem acestui oraș. Alege să faci parte din locul în care scriem viitorul pentru copiii noștri. Alege să le oferi copiilor tăi șansa de a-și transforma în realitate visurile, pentru că doar acasă visurile prin viață. Mare, o să vreau să mă fac coafeză. Când o să fiu mare, vreau să fiu doctoriță. Când o să fiu mare, o să vreau să fiu polițist. Când o să fiu mare, o să vreau să fiu pompier. Când o să mă fac mare, o să mă fac profesor. Alege să faci din comunitățile Maurer Imobiliare acasă, iar visurile copiilor tăi vor deveni realitate. Investește azi în viitorul lor. Maurer Imobiliare. Constructorii de visuri. Iată-ne din nou în direct împreună cu academicianul Ovidiu Bojor. Cineva vă întreabă de unde se poate procura cartea noastră, de unde se poate cumpăra.
Este editura... Editura... Darana. Darana, da. Darana. Și o găsiți la... sufletdecarte.ro, aș scrie da. Aici. E și pe net? E și pe net, dar se poate găsi și la librăria Luceafărul de pe Bulevardul Unirii. E o librărie foarte mare și la principal, la Sadoveanu, la... În librării. În librării se poate procura. Mi-a plăcut, mă iertați acum că intervin, v-a plăcut reclama. Reclama cu copiii, fiindcă iubesc copiii. Și să vă spun ceva, e foarte important ca sufletește, dacă putem, să rămânem copii până în ultima clipă a vieții. Atunci viața cea mai frumoasă pune. Iar dacă nu, să încercăm să recâștigăm copilăria. Domnule academician, știți că există un discurs al lui Iisus care zice adevărat, vă spun că dacă nu veți fi ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Așa. Lăsați așa copiii zice. Să vină la mea, corect. Lor este împărăția corect, cerurilor. Corect. M-ați întrebat, în special marele merit al lui colonel Dumitru Răducanu, care pe lângă faptul că este și un religios, ca și în epoca trecută întunecată, el prepara Marele și Sfântul Mir la Patriarhia Română. Avea rețeta completă și, din fericire, înainte de a pleca cu 3 ani dintre noi, a lăsat tot un farmacist militar, i-a dat secretele și formulele perfecte ca să prepare Marele și Sfântul Mir. Dar și eu, încă din copilărie, în special mama mea, care era foarte religioasă, nu numai credincioasă, tatăl meu era mai... intelectual, așa, mai doctorat. Mai intelectual, mai cu Darwin și de aici darwinismul, în concepția mea, l-am contrazis de foarte multe ori și o să vă explic punctele pe care l-am contrazis pe tatăl meu, care era darwinist convins. Așa. Deci, mama mea avea Biblia, îmi citea, citeam și eu, tot din tinerețe. Mi-a plăcut simbolistica ei. Atât Vechiul Testament cât și Noul Testament și, în special, cele 10 porunci care, dacă ar fi la originea tuturor legislațiilor din lume, atunci am trăit mult mai bine și în pace. Da, foarte frumoase aceste cuvinte, domnule academician. Haideți să trecem puțin la lucrurile esențiale din seara aceasta, cu privire la plante. Am intitulat emisiunea Credința și puterea vindecătoare a plantelor. Da. Din copilărie ați spus că ați avut pasiune să mergeți pe munți, să cunoașteți plante, denumirea lor leacurile... populară, denumirea științifică. Exact. Aceste plante se folosesc în general de către români sau se apelează la ele doar atunci când suntem bolnavi cobză. Cum trebuie folosite aceste plante? Care sunt cele mai bune, cele mai simple? Că sunt, vă zic, sunt foarte, foarte multe, uite, spre exemplu, obligiana. Da. Eu n-am auzit de obligiana. Dar de valeriana s-a auzit. Am auzit de valeriana, da. Adică... sunt tot felul de plante minunate, dar acum, noi nu prea avem acces la ele, la unele dintre ele. În primul rând, vreau să fac o considerație de ordin general. Tot ce este creat de creator sau natură, sau cum vreți să o numiți dumneavoastră, conține perfecțiune și puritate maximă. Trebuie să vă întrerup aici că e problemă. Și cu drogurile cum sunt? Că și ele sunt din plante extrase și unele frunze... Cele mai mari otrăvuri se află în natură. Diferența între otravă și medicament este doza. În doză mică, otrava poate deveni medicament. Vă dau un exemplu. Morfina. Da? Da. În condiții de stres, creierul nostru secretă endomorfine. Vă mai dau un exemplu. Tot în condiții de stres, creierul nostru s-a vedit mai recent pentru a se apăra de asaltul informațiilor, de stresul negativ
secretă canabinol. Vedeți? Natura a făcut. Dar ceea ce este foarte important să rețină toți, diferența dintre medicamentul artificial de sinteză și cel de origine naturală. Industria de medicamente a explodat în ultimul timp din interese pecuniare, din interese profituri maxime în detrimentul sănătății oamenilor. Orice produs la ora actuală, cu știința actuală de sinteză, nu este decât un corp străin introdus într-un organism viu. Nu trebuie să negăm nici cuceririle medicinii alopate. Eu sunt adept altui curent, o să vă explic imediat. Dar utilizarea substanțelor puternic active, a substanțelor pure, cu efecte imediate, trebuie utilizate în scop major, în scop de situație dificilă, pentru a scoate pentru moment și cât mai scurt timp. Ați văzut catastrofa care au făcut-o de-a lungul 40-50 de ani, eu cu 60 de ani am contrazis antibioticele. N-au făcut decât să selecteze tulpini de bacterii din ce în ce mai puternice și au venit cu a doua generație de antibiotice și au făcut mai rău, că au selectat și mai puternice, la care la un moment dat nu poți să le faci față. Însă și cuvântul antibios înseamnă împotriva vieții. Bun, și ce faci dacă ești într-o situație dramatică, dramatică, cu febră, cu aproape de... Există ramura aceasta de urgență medicală. Sunteți de acord cu ea? Sunt categoric și cu chirurgia sunt de acord în privința aceasta, dar nu tratamente de lungă durată cu sacoșa de medicamente de sinteză, cum fac majoritatea medicilor alopați. Din ce în ce mai mult câștigă la ora actuală medicina integrativă, care în trecut se numea holistică, care cuprinde cel puțin 15, 16, 17 specialități, toate luate din natură, începând de la fitoterapie, gemoterapie, talazoterapie și așa mai departe, la cromoterapie, la meloterapie, la culminând cu lucrul cel mai frumos, cu sacroterapia, terapia prin rugăciune. Domnule academician, trebuie să vă întrerup aici, pentru că e atât de frumos ce spuneți, însă știm cu toții că industria farmaceutică a exagerat. Acum, pentru orice te duci la farmacie, iei ceva ca să, nu știu ce, te doare capul, iei ceva, în loc să bei un par cu apă, că s-ar putea să te doare capul din cauza asta când te hidratezi. Dar ce faceți? Tratați simptomele sau afecțiunea? Corect, cauzele. Cauzele? Da. Tratăm ca să ne simțim mai bine, luăm pilula și pentru un sfert de ceas, o jumătate de oră ne-am liniște. Și ce am făcut? Trebuie mers la cauze. Corect. Dar ce vreau să vă întreb? Sunt situații din acestea, cum spuneați dumneavoastră, critice, da? Da. Există o mare controversă și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, pentru că sunteți mai avizat decât mine. Există un flagel care face ravagii. Deja face ravagii în rândul copiilor, tinerilor. Se numește cancerul. Din punct de vedere statistic, lucrurile funcționează în felul acesta. Dacă vrei să ai vreo șansă, trebuie să faci chimioterapie, radioterapie, tot felul de substanțe din acestea care știm că otrăvesc organismul, cade părul, omul trece printr-o situație delicată, iar puțin sunt cei care supraviețuiesc. Dar alții nu vor să facă și mor mai repede. Vă rog, spuneți-ne, ce să facem când cineva drag se îmbolnăvește subit? Să facem chimioterapie, să nu facem chimioterapie? Plantele acestea au efect în timp sau sunt bune și în criză? Cum să facem? La ora actuală, în acest domeniu, s-au înregistrat progrese extraordinare.
s-au descoperit substanțe active, în special nu în plantele medicinale propriu-zise, în fanerogame, plante cu flori, ci în ciuperci. Sunt o serie de ciuperci care, ce să vă spun, la ora actuală, pe planetă, există cel puțin 40.000 de specii de ciuperci, dintre care nici 0,1% n-au fost studiate. Dar pe măsură ce au început să fie studiate, s-a născut o nouă terapie bazată pe substanțele active. Iesitake, maitake, ganoderma, agaricus blasei și așa mai departe. Acestea sunt ciuperci, ce spuneți? Acestea sunt toate extrase din ciuperci. Agaricus, cum se? Agaricus blasei, se mai numește și ciuperca Domnului. E pe primul loc, în special produsul din Japonia, care e cultivat și fabricat în condiții excepționale. Eu nu pot recomanda decât când am în față studiile clinice a produsului respectiv. Când am în față studiile clinice de la 4-5 clinici din Statele Unite, din Germania, din Franța sau din Rusia, așa mai departe, am în față rezultatele obținute, sincer, prin studiu clinic. Și studiile și clinice... Care sunt rezultatele acestea? Sunt excepționale. Sunt situații când tumori de 4-5 centimetri au reușit prin aceste remedii naturale. Ce face cu ele? Ciuperci? Se mănâncă? Ce face? Nu, se pun? Nu. Sunt substanțele extrase prin metode cât mai perfecționate la ora actuală. Așa. Avem posibilitatea. Se perfuzează sau se... Da, sub formă de produse. Indiferent că e doze, sub formă de pulbere, sunt tablete comprimate, capsule și așa, ușor de administrat, nu prea sunt soluții injectabile în acest domeniu, dar vă spun, sunt cazuri din ce în ce mai multe când nu a fost nevoie nici de röntgenterapie și nici de chimioterapie. Röntgenterapia la stadiul actual, cum se practică la noi, este pe un stadiu mai puțin avansat decât în țările unde se practică altfel. Este vorba diferența dintre röntgenterapie și protonoterapie. Protonoterapia merge la țintă fixă, încât nu dăunează celulelor sănătoase, numai distruge celulele bolnave. Vedeți? Asta este pe măsura evoluției științei. Și aveți rapoarte, și rezultate excepționale. Cu bolnavii care au tumori canceroase, da, și care fac astfel de tratamente, se fac bine? Se fac bine. În 3 luni, în 6 luni... Noi avem așa ceva în România, posibilitatea? Avem posibilitatea aceasta și foarte mulți... Și unde să se ducă oamenii care ar avea o situație avem de genul Institutul acesta? Național de Terapii Integrative sau Complementare Alternative, profesor Dr. Balș, pe strada Pandur 22, unde există, afară de directorul general, un bun specialist, profesorul Cornel Moldova, o mulțime de medici în diferite domenii ale terapiilor naturale, despre care sumar le-am enumerat, că avem 17 direcții de terapii și aparatură modernă, specială. Laserul nu se mai face, de exemplu, acolo, adică acupunctura se face cu laser, nu numai cu ace așa clasice și așa mai departe. Sunt tehnici din ce în ce mai moderne. Și în fiecare an se organizează congrese naționale și internaționale. Deci repet încă o dată întrebarea, cu rezultate concrete? Cu rezultate concrete și, dacă vreți, primul exemplu este al meu. Dumneavoastră v-ați îmbolnăvit. 30 de ani am contactat un epiteleon bazocelular la frunte și datorită faptului că 15 ani am lucrat în laborator la culturi celulare, la culturi tisulare, sub boxe cu ultraviolete,
Și nu eram suficient protejați. Cu 50-60 de ani nu se cunoșteau efectele puternice. Iar după aceea, în cele patru expediții din Himalaya, peste 6.000 de metri, a recidivat acest cancer de piele, așa zis. După ce am revenit de la ultima expediție în 85 a fost ultima expediție, m-am trezit cu această afecțiune de 86. Primul lucru, intervenție chirurgicală, a fost transplant de piele și înlocuirea pielii respective prin transplant. M-am supus la acest lucru. După 3-4 ani a recidivat în jur și atunci am recurs la terapiile mai moderne, respectiv la terapia MOS, care se face sub microscop și se vede pe ecran, se ia fiecare strat până la stratul sănătos și atunci se oprește, sau terapia fotodinamică, o altă terapie modernă, care așa. Dar după aceea am recurs numai la terapii naturale. Și astăzi pot spune că mă simt foarte bine, fără chimioterapie, fără röntgenterapie, care mi-a fost indicată de medici de specialitate să fac, sau chirurgical. Și ce ați spus pe acel... Atât extern și intern am acționat numai cu produse naturale și mă simt foarte bine. Deci, un prim exemplu... Sunteți dumneavoastră. Sunt eu. Ce produse naturale ați folosit contra cancerului de piele, spre exemplu? În primul rând, extern, am început cu azulen, care e protector, infuzie de mușețel cu azulen, comprese, ca să moaie crusta respectivă. După aceea am început să aplic niște ungvente tot naturale, 100%, a căror formule sunt verificate, iar intern am luat numai substanțe naturale, ciuperca Agaricus plazei din Japonia, am luat, a apărut acum foarte multe și din plante superioare, salvestrolul, e o familie nouă de produse cu acțiune anticancerală. Și atât intern și extern am mers înainte și mă simt perfect. Multă sănătate, da. Vă doresc de asemenea. Da. Deci se poate și pe această cale. De ce nu se știe la nivel național, la nivel planetar treaba asta? De ce se ține? Se știe din ce în ce mai mult, din păcate, în afara țării noastre, și încet, încet acest institut și alte institute recurg, vă spun, din ce în ce mai mult la terapiile naturale. Este un semn bun, dar pe de altă parte este acea industrie farmaceutică de sinteză care este profitabilă, aduce mari beneficii lanțurilor de farmacii și așa mai departe. Da, deci vorbește un farmacist acum, adică da. V-aș bănui de ceva dacă ați fi altceva, dar sunteți chiar farmacist și vorbiți în domeniu. Vorbesc în domeniu, în cunoștință de cauză, aceasta este realitatea. Deci noastră recomandați mai degrabă căile acestea naturale decât cu otrăvirea organismului cu... Bineînțeles, fiindcă dacă un medicament de sinteză este destinat la țintă fixă, la ficat, sau la rinic, sau la spline, sau la... dăunează datorită reacțiilor adverse, efectelor secundare, contraindicațiilor de întregului organism. Or, trebuie să ne desintoxicăm. A doua pericol, că a spus în rândul tinerilor, sunt așa numitele etnobotanice. Este o compromitere a termenului. Etnobotanică înseamnă botanică strămoșească, etno. De fapt, nu este etno. Sunt câteva ierburi acolo cu amfetamină, cu spray-uri cu amfetamină, care otrăvesc plantele și devin droguri. Vedeți? Deci,
Și aici e o luptă antidrog din ce în ce mai este. Am înțeles. În momentul în care ați recurs la terapiile alternative, ați avut și credință că va fi bine? Contează și lucrul ăsta? V-ați rugat? V-ați raportat la Dumnezeu? Da. În primul rând, am renunțat la tot ceea ce la industria alimentară care ne... Al doilea după medicamente, industria alimentară, care creează cele mai multe boli de acum. Fiindcă toate sunt cu edulcoranți, sintetici, coloranți, aromatizanți. Nu mâncați din astea. Nu. Cât mai puțin artificial, cât mai mult natural și cât mai simplu gătit. Și, deci alimentația este foarte importantă. În paralel cu aceasta, este ce ați zis și dumneavoastră, credința. Crede și te vei mântui. Să știți că de multe ori o rugăciune și încrederea în forța divină poate vindeca și tămădui orice durere și orice boală, orice suferință. Dar pentru aceasta trebuie să ai fie o pregătire, fie un ajutor, un mentor spiritual. Trebuie să ai pe cineva care să te îndrume pe această cale. Și care să-ți dea curaj din când în când atunci când ești descurajat. Domnule academician, pentru că mai avem 10 minute în emisiune, aveți 93 de ani, mulți înainte, sănătoși. Care sunt secretele dumneavoastră, secretele longevității, raportat la plante, raportat la obiceiuri de viață, raportat la excese, la portat la odihnă, la muncă? Povestiți-ne cele mai importante lucruri care vă țin în vigoare și aveți această luciditate și putere de muncă. În primul rând, așa cum am subliniat și subliniez în continuare, e iubirea față de seminii mei, de jurul meu. E suficient un om amărât să te apropii de el, să-i dai mâna, să îi zâmbești puțin și să comunici cu el. În al doilea rând, este foarte important în viață cumpătarea, cumpătarea în toate. Excesele ne macină, nu numai trupul, dar ne macină și sufletește. Toate excesele acestea trebuie evitate, cumpătarea. Cumpătarea în alimentație, cumpătarea în efort, să nu depășești limitele la care ești antrenat și supus în viață. În contextul ăsta, sporturile de performanță mai puțin. Majoritatea sunt pentru competiții, pentru bani, pentru glorie, pentru o glorie trecătoare. Și foarte mulți, din păcate, după ce practică sporturi de performanță, decad brusc și scurtează cu 20 de ani, 30 de ani viața, din păcate. Vedeți, cumpătarea este pe primul loc. Cumpătarea în toate. Chiar și în muncă. Să alegi totuși orele acelea despre care tot pledez, acele 8 ore când suntem în plină activitate neforțată, alegerea lucrurilor frumoase pe care ni le oferă viața. Este vorba de al doilea 8, de odihnă activă. Ce frumos este să te întrunești cu familia, cu prieteni, să faci sport, să faci mișcare, să mergi pe munte, să admiri natura, să ieși din poluarea zilnică. Poluarea este și endogenă și exogenă la ora actuală și în special este poluarea cea mai gravă, este poluarea spirituală. Aici trebuie să lucrăm din ce în ce mai mult, să ne purificăm, să mergem cu încredere înainte și totdeauna cu optimism, cu încredere, cu iubire față de cei din jurul nostru. Sunt medicamentele cele mai bune, atât pentru noi, și dăruire. Să dăruiești cât mai mult celor din jur, să ai pretenții minime pentru o viață decentă, dar nu mai mult decât atât.
toate acestea se întorc în zecit asupra ta. Ați spus despre regula celor trei opturi și în interviul pe care l-am văzut da. La început și acum ați reluat această idee. Spuneți-mi, orele de somn de dinainte de 12 noaptea contează? Sunt foarte importante. Contează? Contează foarte mult. Este ceea ce numim somnul alfa. Somnul acela profund, fără vise, o relaxare totală, care să ideal ar fi între 10 și 12. Ce facem cu copiii din această generație care nu mai pot dormi înainte de 12 noaptea, domnule academician? E marea vină a părinților că le cumpără toate jucăriile, tablete, chestii, îi lasă la televizor. E marea responsabilitate a părinților pentru generațiile viitoare. Deci educația în familie, în acel al doilea opt, este esențială, să știți. E un lucru foarte important și se poate realiza, dar numai prin acei clasici 7 ani de acasă, la care ar trebui să se revină pentru o generație viitoare sănătoasă. Deci neapărat odihnă înainte de 12 noaptea. 2 ore măcar să prinzi din somnul acesta profund alfa, care te eliberează absolut de toate gândurile și regenerează. Acum 4-5 ani nici nu se vorbea de regenerare. Și dacă doarme de la 12 noapte la 12 ziua, nu e tot una? Nu e tot una. Vedeți? Așa e planeta Pământ. Avem un soare care determină viața pe această planetă. Fără soare n-ar exista viața. Și atunci trebuie să ne integrăm în ritmul universal, a armoniei universale, să ținem seama ziua să fie ziua, noaptea să fie noapte, odihna să fie odihnă și muncă să fie muncă. Deci, nu e ușor, dar se poate, să știți. Este posibil și trebuie neapărat să începem să formăm formatori în această direcție. Și prin acest formator vom crea o generație adevărată. Da. În afară de aceste lucruri, ce beți, domnule academician? În special, sucuri proaspăt preparate în casă, din fructele de sezon, care, pe lângă vitamine, pe lângă enzime, pe lângă nutrienți, îți asigură o vitalitate puternică. În al doilea rând, apă, hidratarea este foarte importantă pentru organism. Ce părere aveți despre apa asta, care tot se face reclamă acum, apă pură, apă tot felul da. De... Se fac multe reclame, dar acum, în rețeaua care ne aprovizionează cu apă, există 2 metode, clorurarea, care nu prea e bună, și distrugerea bacteriilor cu ozon, apă ozonizată, care este foarte bună. Dar, pe lângă aceasta, la ora actuală, există filtre speciale, care sunt accesibile, 300-400 de lei un filtru de acesta, care apa din rețea poate fi purificată. Filtrele acestea au... primul rând, un strat de milipori. Miliporii în bacteriologie este împiedică bacteriile. După aceea există un strat de cărbune activ, există schimbători de ioni, există argint, ion de argint, care sterilizează și îți dă o apă mai ales reglată la pH-ul optim de 8,5, este pH-ul optim pentru organism și pentru sănătate, îți dă o apă foarte bună și are o capacitate de 8 litri. Vedeți în peturi acestea de material plastic, apa carbogazos sau apa plată. Din păcate, expuse la soare, materiile acestea plastice emit niște substanțe dăunătoare și nu sunt indicate. Vedeți? Sunt multe lucruri. Ceaiuri de plante sunt bune?
sunt foarte bune și asigură în funcție de... sunt ceaiuri aperitive, sunt ceaiuri când ai deranjamente stomacale, antidiaregice, cum este menta, anasonul, chimionul și așa mai departe, care au uleiuri esențiale. Sunt ceaiuri zilnice care sunt ceaiuri alimentare, bune la gust și se prepară foarte ușor, dar în special e bine ca ceaiurile să fie prezentate în comerț sub formă de fragmente mici, nu în datorită comodității în pachete de acelea duble, care la toate restaurantele, la toate hotelurile din comoditate, plicule, care de multe ori materialul din care sunt acele pliculețe dezvoltă substanțe dăunătoare organismului. Deci cele brute, băgate în hârtie, în hârtie și mai bine dacă se poate presuriza, ca și cafeaua presurizată în vid, termenul de valabilitate de la 2 ani ajunge la 7-8 ani de zile. Mulțumesc, domnule academician, pentru această seară încântătoare. Ne-a spus atât de multe lucruri. Dacă cineva vrea să ia legătura cu dumneavoastră, ce face? Scrie aveți un e-mail? Aveți e-mailul meu? Da? Da. La patronatul Planta Romanica, în special, și mă întâlnesc tot la patronat, care e în Palatul Giro 1903. În fiecare joie, când sunt în București, vin la mine cei care doresc să le dau, nu consult, ci sfaturi și îndemnuri pentru viață. Este pe George Enescu 2729, Palatul Ugir, îl cunoaște toată lumea. În piața Romană. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență, multă sănătate vă doresc și noastră și colaboratorilor. Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi această seară academicianul Ovidiu Bojor, sper că v-ați simțit bine. Iată sfaturi pe toată isprava, multă sănătate tuturor, sunt Cornel Drăvășan, la revedere!